San Shingo! Copiii de la grădinița Ruxandrei Dragomir sunt cei mai fericiți. Fosta mare jucătoare de tenis are grijă de educația lor, dar este atentă și la sănătate. 7, 8, 9, 10! Ruxandra Dragomir e nebunită după Kempo și crede că micuții de la grădinița sa pot învăța multe din această disciplină. Asta încerc eu să fac aici, să nu fie o grădiniță obișnuită și să implementez conceptul de sport, foarte mult sport în viața unui copil. Fosta jucătoare de tenis și-a dus și fetița Bianca la Kempo. Copiii de la grădiniță iau de luni bune lecții de autoapărare. Puștii mai practică not și tenis, dar Kempo-ul e la loc de cinste după ce Ruxandra Dragomir s-a îndrăgostit de sportul care a adus României o grămadă de medalii de aur. Practică Kempo de vreo 2 ani de zile și chiar îl practică bine pentru că ea este o fire sportivă chiar dacă a pus racheta în cui.